Spectacolul Tache, Ianche și Cadâr, regizat de maestrul Horațiu Mălăele, a oferit o revedere sublimă cu scena sălii Barbuștirbei a Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. Piesa aduce în prim plan povestea de viața celor trei prieteni negustori, explorând subtil problematica rasei, credinței și religiei, statutul identitar individual și de grup. Această producție remarcabilă ne reamintește că diferențele pot aduce înțelegere și că acceptarea ceea ce ne definește și ne diferențiază de ceilalți poate fi fundamentul unei conviețuiri armonioase. Spectacolul a debutat la ora 19, aducând în lumina reflectoarelor personaje complexe interpretate magistral de Horațiu Mălăele, Răzvan Vasilescu și Mihai Constantin. Alături de aceștia din distribuție au strălucit și alți talentați actori precum Dana Dogaru, Adrian Ciobanu, Maria Veronica Vârlan și Matei Constantin, contribuind la o experiență teatrală de neuitat pentru publicul entuziasmat prezent. La urmă, nici o pantaloni ăștia. Ai iritare, puțin v-ați terminat. Faci cu limba de pe acum? Pomană, maică, pomană. Urmă de chin, 70. 70 cu 70, 140. Da. M-ai scupet la Borsache? Așa e. Păi ce-am făcut? Am auzit că vezi la București, la Academia Comercială. Da, maică. Nu mă știu, papa, te rog. Trebuie să bani și păcătorul să urmă de Tache. Băi, Tache! Tache, ieși, bă, dar... Vine imediat, vine imediat! Lăbeni, ai cunoscut, Lăbeni! Să-ți o pilele să-ți trebuie, că nu mai ajută, Lăbeni, Lăbeni! Face și el Academia Comercială, tot la București. Băiat cu carte, băi, Tache! Nu mă țipeți! Băi! Ala! Ala, nihichi, înapoi, tăniți! Ca un trandafir de la Hiu frumos este! Asta fata, ia de vrei după! Asta fata, așa frumos! Acele vrei să măriți cu ștrul? De ce nu, papa? Bine, dacă nu-ți place ție, îmi caut altul. Nu-ți mai căuta tu că-ți caut eu. Bine, nu acum, când ți-a venit vremea. Lasă că-mi caut eu. E mai simplu și mai sigur. Și o să n-am și un ghișin la treaba asta? Da, papa.